prin anul 1950, acum vreo 70 de ani, Paramahansa Yogananda spunea la o întâlnire cu discipolii lui, când a fost întrebat despre viitorul umanității, menționa despre al treilea război mondial și spunea, a folosit chiar această frază, Europe will be devastated, Russia annihilated. De asemenea, mai spunea că dolarul nu va mai valora hârtia pe care este tipărit. Și asta înseamnă hiperinflație, înseamnă sfârșitul Imperiului American. Are sens din multe perspective, inclusiv istoric, da? Toate imperiile au crescut, au decăzut, toate monedele, rezervele internaționale au avut o perioadă după care s-a schimbat sistemul monetar. Suntem în această perioadă de tranziție, e foarte importantă pentru umanitate. Trecem de la 3D la 4D, de la Kali Yuga la Dwapara Yuga, era energiei. Sunt multe schimbări, însă legat de inflație, pentru că mesajul meu nu este neapărat unul filozofic, ci vreau să fie practic, și anume să iei anumite măsuri, pentru că da, vine nu inflație, inflație deja este, o să vină hiperinflație și o să fie la, în primul rând la americani și bineînțeles să reflecte în toată lumea. Așa că ce poți face, și sunt câteva lucruri pe care Yogananda le spunea de 70 de ani, odată aur, argint, fizic, da, nu counterparty risk, pentru că banii nu vor mai valora nimic, oricum banii, ce înțelegem noi acum prin bani, e o mare iluzie, sunt doar tipăriți din aer, n-au nicio legătură cu valoarea reală, cu nimic concret. Deci odată asta, pe plan financiar, de asemenea, tot ceea ce ai nevoie poți să cumperi deja înainte, stocuri de mâncare, de tot ceea ce crezi că ai nevoie în perioada următoare. Cel mai util este pământ la țară, asta recomanda și Yogananda, și anume micile comunități, reîntoarcerea la pământ, la crește legume, la comunități care să coopereze, să lucreze împreună. Cel mai ideal ar fi comunități spirituale, da, care au ca scop evoluția spirituală. Modelul de lume se va schimba radical. Marile orașe nu vor mai rezista, chiar apreziți și de bombele atomice, și mai ales Kriyananda, un discipol de-a lui foarte important, a dezvoltat acest subiect. Rolul acestui video nu este să te sperii, să te îngrijorezi, ci doar să iei asta ca o posibilitate. Pur și simplu, apropo de capcana gândirii pozitive, pe 22 februarie 2022 a fost ziua mea și am primit multe mesaje, asta doar așa ca o scurtă povestioară, și discutam cu o prietenă, i-am spus că a fost portalul ăsta mare acum, pe 22, ziceam ce se întâmplă, ce înseamnă ziua de astăzi, ziceam sper numai să nu înceapă războiul azi, la care ea îmi spune, hai, gândește și tu pozitiv, dragul, mai mult. După care, într-adevăr, n-a început atunci, a început peste două zile. Care e ideea? Gândirea pozitivă are utilitate, bineînțeles, în multe situații și e important să avem discernământ când să o folosim. În același timp are și o capcană, pentru că e acel bypass spiritual sau emoțional în care fugim să stăm cu acea emoție. Așa că ce îți recomand, un mic exercițiu, vezi dacă rezonezi, pur și simplu să stai cu această perspectivă că s-ar putea să fie un nou război mondial. Și efectiv stai cu acea emoție, vezi ce te încearcă, ce iese la suprafață, nu fugi de această perspectivă, nu înseamnă că trebuie să faci ceva, nu înseamnă că se întâmplă neapărat, doar pur și simplu stai și vezi ce ți-aduce. Sper să-ți fie de folos.